Salut! Prin amabilitatea celor de la Evomag, avem în teste noul mouse de la Microsoft și anume Arc Touch. Cutia în care vine acest mouse este una destul de simplă, dar în același timp destul de interesantă. Desenul cu mouse-ul este în relief și să vedem ce avem în cutie. Avem mouse-ul, așa, mai avem două baterii de tip AAA și receiver-ul, care este unul foarte mic. Ce mai avem în cutie? Bănuiesc că sunt manualele. Da, sunt manualele de utilizare ale acestui mouse. De ce îi spune touch? Nu vă gândiți că butoanele sunt touch, pentru că nu sunt. Sunt butoane fizice. Singurul lucru care este touch este scrollul acestuia. Pentru a poini mouse-ul, pur și simplu îi îndoim coada și devine un mouse foarte ergonomic, se mișcă foarte bine și este plăcut la mână în momentul în care îl ținem. Adinoi v-am spus ceva legat de scroll. Într-adevăr, este un scroll touch. Lucrul care este, după părerea mea, cel mai interesant este că în momentul în care dăm în sus sau în jos, acest mouse scoate un sunet, să vă exemplific. Este acel sunet cu care suntem obișnuiți de la mamușii noștri de acasă sau de la servici, cei care au o rotiță. Pentru a opri mouse-ul, facem decât atât. Acum nu știu cât rezistă acest mecanism, nu știu exact înăuntru cum este realizat. Acest mouse a fost conceput special pentru oamenii care lucrează mult pe drum, au laptopul cu ei. Acesta intră destul de ușor în geantă sau în rucsac și, de ce nu, chiar în buzunarul hainei. Acest receiver puteți să-l puneți pe spatele mouse-ului, are un magnet special conceput pentru a păstra receiver-ul în permanență alături de mouse, pentru a nu-l pierde. Cam atât pentru acum. Vă aștept zilele următoare să citiți articolul complet despre acest mouse. Vă mulțumesc!